zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot și avem și o suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2017. Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale pe anul 2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează după caz de către Consiliul Local Comun Nicolae Băcescu, sunt prevăzute în acces în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărârii. Și avem aici o anexă destul de supoasă, care va deci, în fiecare din parte. Vă rog, dacă îmi este respect, să spun, același tablou ca și pe 2016, fără niciun plus, niciun minus. Deci, exact ca pe 2016. Acum o să fie nevoie, probabil, după, dacă va fi nevoie de modificări în structura aprobă această hotărâre, dar cu siguranță că avea mai februarie sau depinde dacă intervin modificările legislative în Parlament. Deci cam asta. Tu mai o să citim atunci tot. Da, deci totul este pe 2000, nu s-a văzut nicio modificare. Este o structură a 2016. Deci n-am să nu știu de nicio altă șocare. Nu am avut nicio hotărâre. Dacă are cineva ceva de adăugat la acest proiect de hotărâre? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul proiect de hotărâre. Privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 2.500 de lei. Și avem aici cuantumul sumelor și pentru celelalte localități. E cotizația pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Aici e o cotizație care s-a fixat la nivelul de județ, la fiecare comună și localitate în parte, oraș, comună și așa mai departe. Deci e suma care este aici, 2.500 de lei. De ce am trecut? Da. Deci cum s-a modificat este ca și pe 2016. E aceeași sumă. Are cineva ceva de adăugat cu proiect de hotărâre? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. La abține, vă rog, dacă vreți să mai vorbim. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Se aprobă actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă rog, domnul primar, la aici este niciun act adițional, numărul 2 se cheamă la sistemul de management al deșeurilor. Aici se referă la groapa care se va deschide serviciile de colectare, transport. Este anexa prevăzută după proiectul de hotărâre. Aici include mai multe aspecte.
Deci e vorba de împuternicire din partea Consiliului Local pentru a putea semna actul ăsta adițional. Nu este semnat, vedeți că se află în spatele proiectului de hotărâre. Se referă la servicii de colectare, transport a deșeurilor de la populație din zona municipiului Bacău. Cele 32 de comune sau 22 de comune, 32. Are cineva ceva de adăugat la acest proiect? De întrebat? El nu este definitiv, este deci un act adițional. Îl aveți în spate. El se va completa conform noilor date, după noua licitație. Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nicolae Băcescu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale. Stați un pic, domnule, e aici, nu pot să... Știți unde am dorit la acolo? Chiar e curent aici. Cine este? Am tăiat capul aici. Și așa am tăiat altcineva. E și ușa deschisă de dumneavoastră asupra poliției. Păsați-vă, mă zic. Se mandatează domnul, doamna, reprezentantul Consiliului Local, Nicolae Băcescu, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu șeful de serviciu, cu domnul Mihai, era Daniel la Adis și la Adid era Mihai. Și să punem aceeași persoană care să știe să gestioneze lucrurile. Mihai, se pun la vot această formulă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în inventarul domeniului public al comunei a unor suprafețe de teren avem categoria de folosință drum. Preluarea inventarului domeniului public al comunei a unor suprafețe de teren având categoria de folosință drum după cum urmează. 1. DS 3439 Sate Alben. Lungime existent 280 metri liniari. Lungime propus 496 metri liniari, lățime existent 6 metri liniari, lățime propus 9 metri. Suprafața 4464, vecinătăți nord DC 2101, sud DJ 252D. 2. DS 394, Sat Galben. Lungime existent 209 metri liniari, lungime propus 333. Lățime existent 9 metri liniar, propus 8 metri liniar. Suprafața 2664 metri pătrați. Vecinătăți sud, DS 541, nord, DS 357, Biserica Catolică. Și 3, DS 655, lungime existent 103 metri liniar, lungime propus 290 metri liniar. Lățime existent 6 metri liniar, propus 7 metri liniar. Suprafața 2030 metri pătrați. Vecinătăți nord, DS 511, sud, pășune comunală. Dacă îmi dați domnul președinte, vă rog, de la Cristi, de la urbanism, a verificat și au verificat totul și au verificat lungimile. Și sunt niște plusuri sau minusuri sau deci străzile care le-au măsurat, pentru că toate străzile vor fi acolo unde se fac apă, canal și așa mai departe, ei trebuie măsurate și preluate, dar nu au fost preluate corect. Și acum se fac corecturile
exact. Și au fost mai multe, și la Vălăcescu, și la Valea Seacă. Deci despre asta e vorba. Dacă vreți să-l tem, vă explică fiecare punculeț, mot amunt. Deci de... Da. Dacă... Deci despre asta e vorba, că așa n-ai cum să conturezi. Da. Are cineva ceva de adăugat? Eu vreau să întreb dacă există vreun interes aici. Poftiți? Dacă există vreun interes. Da. Există, da, de finanțarea lucrurilor. Da? Da. E bine. Există un interes pentru finanțarea lucrurilor? Nu, un interes personal asta am văzut. Personal? Nu știu. Dar fi un public. Interes personal? Nu, că n-am avut mapă și eu n-am gând să știu toate răcerea, că nu pot să citesc în 2 minute 30 de interes bani. Personal să treacă fiecare prin asfalt sau pe un drum amenajat. Da. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, da. Are cineva ceva de adăugat? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Proiect de hotărâre privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația de Portal Intercomunitar Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Se aprobă primirea UAT Onești în calitate de membru la Asociația de Portal Intercomunitar Bacău, ADIP. Domnul primar, dacă vreți să ne... Aici e vorba de... Oneștiul nu făcea parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Nu făcea parte din această asociere și cere voie tuturor membrilor ADIP să aprobe chestia asta. Este un regulament al acestei asociații, ca fiecare reprezentant să aprobe acest lucru. Acelușul Comunii Bălcescu, noi facem parte din ADIP, pentru că acum orice proiect care e demarat pe fonduri europene, dacă nu faci parte din aceste structuri, nu se oferă finanțare. Deci nu există finanțare pentru anumite investiții. Și au cerut acest lucru. Acum, eu personal n-am venit împotrivă să facă parte Oneștiul din această asociere. Mai are cineva ceva de întrebat, de adăugat? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem și o cerere aici pe telefon. Deci, domnul Com, vreți să... Da. Bună ziua! Bună ziua! Domnul consilier, am venit în fața dumneavoastră să vă cer dreptul de servitute pentru dispensarul veterinar. Când am construit inițial dispensarul, am avut afect din partea Direcției Sanitare Veterinare afectate 300 de metri pătrați. În conjunctura în care a fost când am construit dispensarul, nu aveam voie să fac construcție nouă și cu ajutorul primarului Pătrașcu mi-a dat o magazie pe care am modernizat-o. Așa am putut să construiesc nou dispensar. Și deci l-am construit pe suprafața de 300 de metri pătrați. Dar unde se află dispensarul? Până la drumul comunal, e o distanță 30 de metri și vă cer dreptul de servitute pentru această suprafață. Este și planul cadastral făcut, dar nu știu dacă este anexat la cerere. Da, aveți aici anexat, același lucru scrie și în cerere. Am citit eu exact ce a susținut domnul Coman. Așa, dispensarul, deci după ce l-am construit pe banii mei, după aceea l-am cumpărat la ADS, și l-am mai plătit odată, dar eu sunt mulțumit că acum sunt titular. De fapt, nu eu ca persoană fizică, dispensarul este al cabinetului medical veterinar, deci persoană juridică. Cabinetul medical veterinar. Și vă cer aprobarea pentru drept de servitute. Noi făcusem un proiect de hotărâre pentru a prelua în domeniul public, după care să facem procedura de închiriere. Bucățica aia trebuie. Dacă vrea cineva să consulte. Eu venisem data de dacă știți, m-am adus la consultă. Omul înțeles să aibă acces, vă dați seama că și legea îi dă acces. Păi și? Păi supunem la vot, nu? Prima dată să trecem în domeniul public.
faceți... Deci noi făcusem la ședința de data trecută un proiect de hotărâre pentru a trece în domeniul jucățica aia de servitude. După care să facem o închiriere sau concesiune. Domnul primar, nu s-a explicat bine atunci. Asta nu s-a știut ce cine a cumpărat. Am revenit după, dacă rețineți, și tot la fel. Nu s-a explicat bine. Domnul primar, dar haideți să nu facem. Dar nu facem, domnul primar, dacă n-am voie să vorbesc, dar care e problema? Da, da, da. Păi, atunci, păi din cauza asta nu am votat colegii. Cine l-a explicat bine? Cine a vorbit la pupitru? Doar n-am vorbit eu. Înseamnă că eram... Nu știu dacă erați sau nu erați. Eu nu v-am verificat. Faptul că faceți niște... Nu s-a înțeles bine, domnul primar, asta a fost, de asta nu s-a votat, asta e acută, nu are nimeni nimic împotrivă, doar e legal, deci dacă ne dăm judecată, tot câștigă, ca să știți. E dreptul de servitudine care nu ai cum... De ce nu ai cum să le iei. Păi, acum am înțeles și eu. Da? Da, deci, supunem la vot procedura de preluare în domeniul public. Cu demersurile ulterioare pentru... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu vă mulțumesc și vă urez succes în continuarea ședinței. Vă mulțumim și noi, sigur. Bună ziua. Trecem la diverse, dacă are cineva ceva de precizat. Dacă nu sunt înscrieri, închidem ședința de... Și anul, ultima ședință de 2016, am venit cu mică atenție din partea moșului, și faptul că este o aniversare a mea și sfârșit de an. Vreau să fac cinste Consiliul Local, dacă îmi dați voi, și să vă urez un la mulți ani și tot ce vă doriți dumneavoastră să se împlinească, așa cum vă dorim după sufletul fiecare. Și să terminați ședința. Același lucru vă dorim și noi. Dacă m-aș ședința închisă.